Bună ziua! Sunt multe persoane care au locuit și locuiesc la case pe pământ și dacă s-ar muta la apartamente, s-ar simți parcă sufocați, parcă într-o închisoare. Alții invers, au locuit toată viața la apartamente, bine mersi, și dacă s-ar muta la case pe pământ, nu s-ar simți deloc confortabil cu toate grijile, lucruri, nevoile care permanent sunt pe lângă casă. Tu, apropo, din care categorie faci parte? Sau poate faci parte din a treia categorie care fie ai apartament, fie locuiești la casă pe pământ, nu contează, ți-a venit ție ideea sau ai fost convins de nevastă și așa mai departe, de a-ți face o casă. Pe cum îți dai tu seama că să-mi fac sau nu o casă? În acest video îți ofer 3 criterii. Dacă te asociezi măcar cu un criteriu din acest video, atunci casa nu este pentru tine. Să începem! Primul criteriu este să nu te apuci de casă dacă nu ai bugetul suficient sau nu îți imaginezi cât costă o casă. Bugetul poate să varieze de la arhitectura unei case la alta, de la condițiile de sol, rezistență și așa mai departe, dacă faci energie proprie sau prin companie, dacă, nu știu, diferă de la zonă, materiale și așa mai departe. Însă, în medie, în primul rând, determină suprafața construită a casei, adică conturul exterior construibil desfășurat. Cu alte cuvinte, dacă ai suprafață a unei case doar parter, 10 pe 15 metri, suprafața construită 150 de metri pătrați. Dacă ai două nivele, 10 pe 15, dar ai două nivele, ai 300 de metri. Cred că e clar. Determină conturul exterior al pereților exteriori și acesta va fi, în mare parte, suprafața construibilă. Și în al doilea rând, înmulțește cel puțin cu 1000 de euro metru pătrat construibil ca să ajungi la cheie cu acea casă. Cu toate că experiența multor beneficiari deja în ultimii 2 ani este că ei au ajuns chiar și la 1300-1500 de euro metru pătrat construit finisat în ultimul an sau în ultimii 2 ani. Nu credeți, îmi cer scuze din start, idioții care s-au construit 10-15 ani în urmă și îți pot spune că ei cum, că eu cu 150 de metri pătrați casa mi-am construit-o cu 75.000 de euro la cheie. După ce s-au construit casa, ei s-au deconectat de lumea construcțiilor aproape total și au uitat că prețurile au explodat, s-au dublat, s-au triplat, au fost război, pandemie, inflație, hiperinflație și așa mai departe. Și în prezent, față chiar și de 5 ani în urmă, costurile de construcție la cheie, doar noi calculăm construcția la cheie, nu vrei să o ridici și să te uiți la dânsa 10 ani, da? Aproape că s-au dublat. Mă rog, sunt margini, dependența de fiecare caz în parte, însă, în primul rând, faceți-vă matematica. Duceți-vă la beneficiarii care au finalizat casa anul acesta sau maxim anul trecut și întrebați-i ce sumă au investit, împărțiți-o la metru pătrat construibil și o să vedeți că o să ajungeți la 1000 de euro. Sau, măcar, căutați beneficiare care au ofertele din prezent de la trei companii de construcții la construcția la roșu cel puțin și apoi mulțiți la 3 sau la anumite stadii și faceți-vă matematica de acasă și determinați bugetul dumneavoastră. Și dacă nu ai acest buget, nu te apuca de construcție. Dacă nu ai măcar 70, hai poate 80% din acest buget, plus venit pasiv, constant, sau venit activ lunar care să-ți vină ție, care să acopere deja restul sumei pe perioada șantierului, nu te apuca de casă. Nu recomand să iei credite pe toată suma de construcție, deoarece te poți trezi iar cu o pandemie, cu un război mai vine, cu iar o hiperinflație, mai falimentează niște bănci și te poți trezi peste câțiva ani că vei avea de achitat înapoi cât două case. Deci, nu te apuca de casă dacă bugetul este prea mare pentru tine și tu nu ai acel buget, nu ai un plan financiar cum poți să acoperi construcția că în următorii 3 ani mă apuc de casă, eu în 3 ani o duc la capăt, chiar și cu diferite salarii, una alta. Deci, nu te apuca dacă n-ai bani. Simplu. Dacă vezi că bugetul este mai mic, mai strânge niște bani sau proiectează o casă mai mică. Al doilea criteriu ține de sănătate. Este foarte important acest criteriu și trebuie să-l luați în calcul. Deoarece, aici e simplu. Chiar dacă tu crezi că te vei muta la casă pe pământ undeva și o să ai aer curat,
tu poți avea aer curat și la oraș, la apartament, dacă ți-ai apartament lângă un parc, lângă o pădure, undeva la periferie, unde sunt mai mulți copaci și așa mai departe. Dacă ai anumite probleme locomotorii, dacă ai anumite probleme cu inima, dacă ai anumite boli cronice sau alte condiții de sănătate de genul dat, crede-mă că anii acestea se vor ameliora, nu se vor îmbunătăți. Cu aceste boli, la bătrânețe, la o casă, îți va fi mult mai greu decât la un apartament, unde în primul rând, hai să luăm real, unui bătrân cu vârsta îi trebuie un spațiu mai mic. La bătrânețe unui bătrân, practic, îi trebuie dormitorul, baia și bucătăria. Și cam atât. Iar în al doilea rând, la casă pe pământ, acolo unde este necesar permanent lucru, grijă, permanent ceva să faci, repari, desfaci, o gradă, tai iarbă, prășești în o gradă și așa mai departe, toate acestea se vor face cu vârsta mult mai greu. Ia duceți-vă prin sate și ia uitați-vă atent la casele care stau acolo. Mare parte de case unde locuiesc doar bătrâni sunt lăsate de izbeliști. Mare parte casele unde locuiesc doar bătrâni sunt vai și mari de capul lor. Ei mai iau noroc de un nepot, de un copil care mai vine și mai vopsește un gard, mai tencuiește un perete sau mai repară ceva pe lângă casă. Însă în mare parte bătrânii care cu vârsta apar și anumite alte boli decât le au avut ei în tinerețe sau în perioada de maturitate, îi fac ca să fie mai puțin mobili. Iar acest lucru duce la ceea că casa pentru ei devine ușor, ușor un anumit chin. Da, există bătrânie, există persoane care, mișcarea este viață, eu permanent să mătur, permanent să spăl ceva, permanent să vopsesc, permanent să repar. Însă, hai să fim sinceri, dacă medicul ție îți interzice că tu ai anumite probleme cu inima, probleme locomotorii sau ceva de genul, mai bine nu te juca cu focul. Mai bine asculta medicul. Și dacă ai aceste probleme din vârsta aceasta, ai, nu știu, 25, 35, 45 de ani și vrei o casă, crede-mă, cu vârsta ele nu se îmbunătățească. Dacă ești persoană de asta care mișcare e viață, păi dacă e un secret pentru tine, află că poți să faci mișcare bine mersi și la apartament. Și înăuntru și în afară, acum sunt multe curți, ogrezi, unde este teren de joacă pentru copii și sunt diferite de astea, gimnastică urbană. Deci dacă vrei tare, faci și mișcare oriunde. Hai să fim sinceri. Însă dacă ești bolnav, dacă ai anumite condiții cronice, dacă ai probleme cu inima, probleme locomotorii, mai bine păstrează-ți sănătatea, înțelege acest criteriu și mai bine stai acolo la apartament că stai bine. În al treilea rând, al treilea criteriu este un pic așa mai haios, însă sper să fiu înțeles corect. Nu îți alege o casă dacă ești leneș sau nu îți place lucru pe lângă casă. Am vrut eu să formulez mai frumos acest criteriu, însă cam asta e. Leneș în sensul bun al cuvântului, în sensul că tu ești o persoană de oraș. Ești o persoană care îți place să vii acasă, să te odihnești. Află că dacă tu ai o casă, tu mai că permanent o să ai ceva de lucru acolo. La apartament, odată în săptămână ai șters praful, ai dat cu aspiratorul, ai făcut curățenie generală sau semi-generală odată la câteva săptămâni, sau poate chiar luni, eu nu știu, fiecare familie cu treaba lui. Ai reperat ceva odată în câțiva ani, 30 de minute, o oră, două prin casă și cam gata. La casă, pământ, ai să ai mult mai multe task-uri. Dacă tu ești persoana care 3 ore a șters praful prin casă la apartament și gata, tu ai obosit, crede-mă, la casă, pământ, asta te găie începutul. Acolo ai să ai așa de multe de făcut, acolo lucru de 5-10 ori mai mult, atât în interiorul casei, cât și în exterior. Vopsești gardul, repar ceva, mături o gradă, că n-ai să ai numai de dacă aspiratorul prin casă, trebuia să mături și o gradă, rănești zăpada, mai repari fațada casei, mai controlezi acoperișul, mai vopsești ceva de metal cu s-o ruginit, mai prelucrezi lemnul cu s-o felit, mai faci, desfaci ceva, adică permanent la casă, pe pământ, ceva o să ai de făcut. O să ai în gazon, îți trebuia să-l îngrijești, să cadă frunzele, îți trebuia să le mături, să le iei, crește burianul, trebuie să-l tai, ai florșele, ai grijă de dânsele, asta doar prin exterior. Deci, dacă tu nu ești persoana care să iubească toate astea, să iubească munca asta fizic, tu te odihnești muncind, mai bine stai la apartament.
Însă cam asta e tot. Nu vreau să lungesc video. Sunt ei criterii. N-ai bani, n-ai sănătate, ai un alt stil de viață, hai să nu zic altfel, mai bine nu-ți fă încă o casă. Dacă acest video îl găsiți util, un like, un share, un comentariu, nu o să încurce, noi o să percem orice interacțiune cu dumneavoastră. Și dacă aveți și alte criterii, pe baza experienței dumneavoastră sau cunoștințelor, puteți să le adăugați în un barcă de comentarii. 4, 5, 6. Eu nu o să mă supăr, chiar o să învăț și eu din ele și alți abonați. Din experiența dumneavoastră, deoarece eu sunt sigur că există persoane care s-au mutat de la apartament, mai ales la modul cu pandemia și după pandemie de la apartament la casă și acum regretă. Și că dacă sunteți, poate din aceste persoane, chiar mi-e interesant să aflu un feedback de la dumneavoastră. Sau altele invers, altele nu regretă deloc. Dar ce alte chestii ca compromis le-ați făcut? E ca acum asta, e mai multă muncă pe lângă casă. Sau, mă rog, nu știu, deja fiecare comentează cum dorește. Însă respectuos. Vă mulțumesc și ne revedem în videourile următoare. Pe curând!